Bună seara, dragii mei! Eu sunt Ana Marin și în această seară urmăriți Step by Step. O avem alături de noi pe Roșca Ștefania, în vârstă de 17 ani, eleva a Colegiului Național Ion Luca Caragiale, pictoriță și scriitoare. Bună, Ștefa! Bine te-am găsit! Aș vrea să-mi spui dacă vrei să spun Ștefania sau Ștefi, ca să avem o discuție lejeră. Ștefi. Ștefi ar fi perfect. Bun. Aș vrea să începem prin a vorbi despre ce faci tu. Tu faci două lucruri în paralel. Da. Și aș vrea să-mi spui ce te-a determinat să te apuci de ele. Eu de când eram foarte mică țineam foarte mult de artă și am avut o inclinație foarte mare de când mă știu. Așa că mereu am zis că o să fac asta, mereu am zis că o să mă văd la un moment dat scriitoare sau pictoriță. Așa că pot să zic că am avut-o în sânge de când eram mică. Am înțeles. Care sunt pașii pe care i-ai urmat să ajungi aici? Sincer, nu pot să zic că am niște pași concreți. I-am făcut de-a lungul timpului fără să-mi dau seama exact. Și am lucrat foarte mult eu cu mine. Am pictat foarte mult de când eram mică, făceam ce făceam numai din nevoia de a mă exprima. Și cred că cel mai mare pas pe care l-a făcut a fost să-mi dau seama că, ca să mă exprim într-un mod care îmi convine, trebuie să o pun pe foaie. Așa că ăsta a trebuit neapărat să mă cunosc pe mine înainte de toate. Ai avut pe cineva care te-a îndrumat să faci ceea ce faci tu? În pictură, da. Am avut la un moment dat profesor, dar nu pentru foarte mult timp. În schimb, m-a ajutat suficient încât să învăț teoria mare și ceea ce trebuia să... bazele de care aveam nevoie ca să fac pictură în adevăratul sens al cuvântului. În schimb, la scris, m-a ajutat mai mult cu profesorii de la școală. Le arătam ce fac, le arătam ce am mai scris și ei au fost de ajutor, dar nu pot să zic că am avut o... educație propriu-zisă în scris. Consider că ar fi fost mai ușor pentru tine dacă ai fi avut un profesor sau te-ai descurcat destul de bine singură? Sincer, nu știu dacă ar fi fost mai ușor, pentru că de fapt nu. Mai ușor ar fi fost, sigur. Dar nu cred că aș fi ajuns în punctul ăsta dacă era să mă ajute și un profesor, pentru că prin faptul că m-am învățat singură să fac ceea ce fac, simt că o fac la cel mai sincer mod. Crezi că ar fi importantă relația dintre un elev și un profesor în caz că ai fi avut unul? Ai fi vrut să fie doar profesor sau ai fi vrut să fie mai mult decât profesorul tău, să fie și prietenul tău? Pe mine una mă ajută foarte mult să am și o conexiune cu omul, pentru că prin faptul că îmi exprim sentimentele foarte mult, aș vrea ca omul să mă și înțeleagă și să poată să mă susțină și emoțional la un anumit fel. Așa că, sincer, cred că mi-ar fi convenit mai mult să am și o legătură emoțională cu omul, dar dacă ar fi fost vorba doar de un profesor, punct, nu știu dacă aș fi făcut-o cu același drag. Ți-ai dori să ajungi profesor în ceea ce faci tu? Cred că da, în pictură da, pentru că simt că nici eu nu sunt 100% versată pe subiectul pictură. Și odată, prin faptul că aș ajunge profesor, aș ajunge să cunosc toate tainele artei și mi-ar place să ajut copiii în special să înțeleagă că arta este un mod dincolo de bun de a-ți exprima sentimentele și cred că și pentru mine ar fi o realizare, dar și să-i văd pe ei că reușesc să facă asta m-ar ajuta mai mult decât pot spune. Și ai legat conexiunea de care tu nu ai avut parte până la urmă, adică da, ar fi exact. Un pas foarte important. Mi se pare că în momentul în care legi o conexiune frumoasă cu elevii tăi, ajungi să fii un om împlinit în adevăratul sens da, al cuvântului. Da, complet de acord. Unde îți găsești inspirația? În mare parte în propriile sentimente și în propriile trăiri. Eu sunt genul de om care simte lucrurile foarte intens, dar care în același timp refuză să le exprime de foarte multe ori. Așa că eu sunt propria mea inspirație de cele mai multe ori și scriu și pictez din proprii trăiri și din proprii perspective și idei, dar într-un fel și alți oameni și lumea înconjurătoare în general este o foarte mare inspirație numai prin faptul că o văd cu proprii ochi și simt că perspectiva mea este merită expusă într-un fel. Ai inspirații diferite când vine vorba de pictură și inspirații diferite când vine vorba de scris sau pur și simplu creezi în același timp ambele lucruri? Sunt diferite, 100%. În scris simt că mă exprim într-un mod mult mai intim. Mă leg foarte mult de mine însă când vine vorba de scris, mă leg foarte mult de ceea ce simt eu și de cum văd eu lucrurile. În pictură, atunci când pun sentimentele mele și lucrurile pe care le observ pe foaie, pe pânză,
etc., o fac la un mod la care să înțeleagă toată lumea. Adică mă leg de experiențe generale și de lucruri pe care știu 100% că toată lumea le-a trăit la un moment dat. Bun, aș vrea, ai menționat adineauri de foi și pânze. Aș vrea să-mi spui cât de costisitoare este viața de artist. Când vine vorba de pictat, poate să fie destul de costisitoare în funcție de mediul de lucru pe care îl folosești. Pânzele, surprinzător, sunt la niște prețuri foarte acceptabile. La fel, foile, chiar nu e o problemă, blocurile de desen. Depinde foarte mult de vopsea, în schimb. Sunt anumite tipuri de vopsea care costă mai mult, de exemplu uleiurile, în care eu una nu lucrez, pentru că e o tehnică foarte dificilă în spate, dar uleiurile sunt mai scumpe. În schimb, poți să găsești uneltele de care ai nevoie la niște prețuri foarte accesibile, adică nu pot să zic că investesc foarte mult sau că am băgat foarte mulți bani în asta. Dar dacă vrei să faci artă și vrei să faci asta, 100% poți să o faci într-un buget foarte acceptabil. Am înțeles, deci ține strict de voința ta, da. Și bine, acum bănuiesc că poți să fii artist și să ai un talent aparte și cu o simplă foaie și un simplu crayon, da, adică depinde de tine. Bun, aș vrea să-mi spui, pentru tine ca artist bănuiesc că să scrii și să pictezi înseamnă mult mai multe chestii decât vedem noi. Ce înseamnă pentru tine ceea ce faci? Pentru mine este mai mult decât orice o evadare, faptul că scriu și că pictez. Din nou, eu una simt anumite lucruri foarte intens și sunt foarte multe lucruri pe care de-a lungul timpului nu am știut cum să mi le exprim. Acum, fiind mai mare, având o altă perspectivă și alte experiențe, știu să am de-a face cu mine. Dar foarte mult timp n-am știut să fac asta. Foarte mult timp m-am bazat strict pe scris și pe desenat și pentru mine, mai mult decât orice, este felul în care m-am cunoscut de adevăratele. Ai menționat mai devreme că ai de-a face cu tine. Ce înseamnă să ai de-a face cu tine? Ce trăiri apar acolo? Într-un fel, sunt o persoană foarte pesimistă la unele lucruri. Și de când eram mică mi s-a spus că sunt un copil mai sensibil decât ceilalți, un copil care înțelege lucruri diferit față de ceilalți. Și într-un fel, de-a lungul timpului, asta s-a tradus într-un cu totul alt domeniu de sentimente. Și sunt foarte nepricepută, ne-am exprimat față de oameni în cuvinte și pe față, lucrurile care mă supără, lucrurile care mă întristează și, în general, lucrurile negative. Așa că, prin a avea de-a face cu mine, vreau să spun că și eu am foarte multe lupte și conflicte interioare cu care, până la urmă, eu trăiesc zi de zi. Așa că, da, am de-a face cu mine, dar m-am împăcat cu lucrurile astea, știu să le gestionez și știu să le exprim acum. Lucru care contează foarte mult, bănuiesc, pentru oricare dintre noi, mai ales pentru adolescenți. Pentru că suntem la o vârstă critică la care este foarte greu să ne înțelegem emoțiile și să le facem față. În schimb, sunt foarte multe domenii în care să fii sensibil și să ai această sensibilitate pe care tu o ai din plin, te încurcă mai mult decât să te ajute. Da. Cum te-a ajutat pe tine sensibilitatea pe care o ai? Puteam să-mi trăiesc emoțiile la un mod foarte necenzurat, foarte deschis, niciodată față de mine nu m-am abținut din a-mi spune pe față ce simt și ceea ce trăiesc, chiar că n-am făcut-o față de ceilalți. Și prin faptul că trăiam lucrurile atât de clar și la un mod atât de crud, le înțelegeam de adevăratele și puteam să le exprim la un mod în care știam că o să ating de adevăratele receptorul. Și mereu mi-a plăcut foarte mult în arta mea să mă joc cu linia aceasta dintre receptor și emițător. Și mereu mi-a plăcut foarte mult să pretind că de fapt intru în capul vizionatorului, dar de fapt tot timpul acesta eram eu în spate. Dar prin faptul că pot să mă conectez la oameni și să creadă că eu îi înțeleg de fapt atât de profund, când de fapt e vorba de trăirile mele, asta mi-a dat un atu foarte mare. Ai menționat adineauri despre emițător și receptor. Ce vrei tu să transmiți oamenilor prin arta pe care o faci? În primul rând că este completă regulă să trăiești anumite lucruri. Că este un lucru universal să te doară, este un lucru universal să ai dubii, să trăiești prin anumite lucruri. Pentru că de foarte multe ori nu ne acceptăm sentimentele, de foarte multe ori încercăm să le înghitem așa cum sunt. Și
din proprie experiență pot să zic că e foarte nesănătos și vreau să arăt oamenilor că nu doar e ok să o exprime, dar este complet de înțeles, este complet natural și cineva undeva 100% o să înțeleagă în adevăratul sens al cuvântului. Un fel de este ok să nu fie ok, adică exact. Contează foarte mult și momentul în care copiii sunt înțeleși prin diverse forme, cum ar fi forma pe care o abordezi tu, mi se pare că au mai multă încredere în ei. Da. Și în momentul în care văd că nu sunt singurii care trec prin problemele respective, pentru ei contează foarte mult. Și mi se pare foarte frumos ce faci din punctul ăsta de vedere. Mă bucur mult. Așa că aș vrea să-mi spui mai departe, care a fost cea mai mare realizare a ta din ceea ce privește scrisul și din ceea ce privește pictura? Cea mai mare, propriu-zis, realizare, sincer, cred că a fost concursul de esee William Shakespeare, de fapt de la școala William Shakespeare din București, la care au participat 9500 de persoane și la care am luat mențiune pe un lucru, pe o bucată de scris de care eu una nu eram cine știe ce încântată și n-am simțit că am pus în adevăratul sens un efort mare, dar prin faptul că a fost primit cu atâta interes și că am primit un rezultat atât de bun pe ceva ce am scris mai mult sau mai puțin de nevoie, pentru că a fost vorba de profesoara noastră de la școală care a inițiat discuția și a zis că vreau să participați tu. Prin chestia asta, prin simplul fapt că am participat cu ce am avut și am ieșit atât de câștigată, asta a fost 100% cel mai mare rezultat. Și când vine vorba de desen, cea mai mare realizare cred că a fost momentul în care am învățat tehnică, când am început să merg la cursuri, am învățat să-mi redau imaginea exact cum o am în cap, cu ajutorul anumitor tehnici pe care eu nu le aveam, lucru care mă frustra foarte tare, lucru care mă făcea să mă dau bătută de foarte multe ori și în momentul în care am dobândit cunoștințele astea și am reușit să le folosesc în arta mea, mie mi s-a părut un pas imens. Extraordinar, corect. Dar aș vrea să vorbim un pic dacă ai avut un proiect mai mare legat de pictură. Adică am înțeles, cu scrisul ai mers mult mai departe, dar cu pictura, care a fost cea mai mare pictură pe care ai făcut-o sau ceva care să conteze cât pentru tine, dar și pentru ceilalți, să o poată observa? Cred că faptul că am fost rugată de Consiliul Școlii să pictez un perete este la intrarea în liceu. Mi s-a spus că vor ceva reprezentativ, vor ceva simbolic pentru liceul nostru și mi-au dat o anumită temă, mi-au asigurat tot ce aveau de asigurat, vopsea, pensule, spațiu de lucru. Și faptul că acum pictura asta la care eu am lucrat ceva timp și ore și am depus destul de mult efort pentru ea, faptul că e acum acolo și o să fie ceva timp și o să fie văzută de generații la rând, asta e cea mai mare realizare, cred. Și ce a apărut în pictura ta, dacă ai putea să ne spui? Nu pot să zic că este o pictură foarte complexă. E vorba de semnătura lui Caragiale. Un stilou, o călimară, niște măști, măștile acelea de la teatru, cea fericită și cea tristă. Și lângă este un tablou de-a lui Caragiale făcut pe o pânză, adică nu este făcut de noi, din păcate, dar este făcut să intre în ansamblu. Și deși nu este o pictură foarte complexă, este un simbol foarte bun. Acum că ai menționat că unul dintre lucrurile importante pe care le-ai făcut a avut legătură cu școala, aș vrea să-mi spui dacă consider că școala susține destul de mult tinerii artiști ca și tine. Sincer, depinde foarte mult de caz. În liceul meu, cel puțin, pot spune că sunt susținuți într-o anumită măsură, dar foarte mult prin inițiativa anumitor profesori. Școala în sine nu mi se pare că depune un efort imens pentru a susține partea reală și artistică, partea umană și artistică a colectivului, dar la o adică și alte școli cred că sunt chiar și în situații mai rele în care unii chiar nu au niciun fel de opțiuni și trebuie să recurgă la ajutorul altor școli, dar mi se pare că nu se pune suficient accent pe faptul că sunt foarte mulți copii cu inclinație în zona aceasta și, în schimb, este mult mai apreciată zona de real. Deci am observat și din școala mea și din alte școli.
Așa că sunt susținuți în momentul în care apar și în momentul în care dovedesc că pot să aibă rezultate, dar nu prea se ia inițiativă pentru elevii de genul. O chestie care poate provoca la un moment dat niște frustrări pentru anumiți copii care au talente și mi se pare că ar trebui să încurajăm noi, ca generație, tinerii artiști. Da, 100%. Aș vrea să-mi spui, de-a lungul timpului bănuiesc că au apărut foarte multe emoții. Cum ai reușit să le combați? Prin faptul că, deși nu aveam poate încredere în mine sau încredere în ceea ce fac, aveam încredere în ceea ce vreau să exprim și în sentimentele mele și în faptul că simt de adevăratele anumite lucruri. Și asta mi-a dat cea mai mare încredere, faptul că voiam să exprim neapărat, voiam să spun ce aveam de spus și prin nevoia asta de a vorbi și de a pune pe foaie, îmi eclipsa complet orice fel de emoții și chiar și în momentul în care mă aflam într-o conjunctură de așa natură în care să mă simt emoționată sau stresată, mi-aduceam aminte că mă știu eu pe mine, știu cum lucrez, știu ce fac și ce vreau să fac și ar trebui să am încredere în chestia asta. Da, cea mai importantă încredere este încrederea în sine și e foarte bine că reușiți ca artiști să vă combateți emoțiile prin încrederea asta de sine. E un mindset, am vorbit și cu ceilalți invitați ai mei. Mindset-ul ăsta contează foarte mult pentru toată lumea și mi se pare că ar trebui să încurajăm tinerele generații să-și creeze acest mindset de când sunt mici, ca să poată să plece mai departe. Clar. Cât de important consider că este mindset-ul pentru tine? Cred că mindset-ul m-a ajuns în punctul în care sunt. Exact ce ziceam, prin faptul că am știut de la bun început că vreau să exprim și că vreau să las ceva în urmă. În jurul acestui concept mi-am format toată perspectiva. Și prin faptul că m-am ținut atât de tare de dorința asta și de ideea asta, m-a adus în punctul în care sunt, pentru că au fost foarte multe dăți în care nu am crezut că ar trebui să mai continui cu desenul, n-am crezut că ar trebui să mai scriu, dar știam că am ceva de oferit, știam că aveam mindset-ul acesta de lasă ceva în lume și lasă ceva în urma ta și am zis că orice ar ieși, oricât de nașpa mi-ar ieși anumite picturi, oricât de slabe ar fi anumite esee, trebuie să le las în urmă. Am înțeles, deci ai avut nu multe neapărat, dar ai avut momente în care ai simțit că renunți. Da, clar. Cum ai reușit să depășești lucrurile astea pe lângă mindset? Aș vrea să pot să spun ceva foarte inspirațional aici, dar sincer, ce m-a ajutat cel mai mult să depășesc a fost faptul că am trecut prin anumite momente în care simțeam că n-am altă opțiune decât să pun pe foaie ceea ce am. Și din simpla nevoie de a scrie, din simpla nevoie de a desena și de a folosi culoare pentru a-mi exprima anumite trăiri, am trecut peste nevoia de a renunța și am zis că chit că o fac pentru mine, trebuie să o fac. Așa că asta m-a ținut foarte mult și chiar și în momentul în care am simțit nevoia să renunț, pot spune că am avut persoane în jurul meu și oameni în jurul meu care mereu mi-au spus că sunt menită să fac asta. Și auzind de la altcineva lucrul ăsta, orice ce ți-ai spune ție, măcar ai confirmarea că oamenii văd ceea ce faci și oamenii pot să aprecieze și că nu ești tu nebun să zici vreau eu să fac asta, toată lumea te vede făcând asta. Pentru că observ că contează ceea ce faci. Da. O să revenim un pic mai târziu la subiectul acesta. În schimb, aș vrea să-mi spui dacă ai avut vreun concurs de suflet. Adică ne-ai spus până acum care a fost cel mai mare concurs al tău. În schimb, bănuiesc că ai avut un concurs pe care să-l ții minte și care să fie concursul tău de suflet. Da, a fost un concurs de scris organizat de școala mea, dar cred că la un nivel județean, dacă nu pe țară, nu știu exact să spun, numit Nichita Sănescu, Dreptul la timp, în care era secțiunea de poezie, de proză și încă două, cred, nu mai știu exact care erau. Și puteai să participi cu aproape orice voiai, nu exista o temă propriu-zisă, decât să implementezi într-un fel sau altul niște versuri de la Nichita Sănescu. Și s-a făcut în așa fel încât eu chiar să am ceva scris de curând potrivit temei, am găsit niște versuri pentru eseul acela și am luat premiul întâi cu el și a fost 100%, cred că într-un fel o realizare mai mare decât o realizare emoțională mai mare decât cel de la Shakespeare, prin simplul fapt că în eseul pe care l-am scris mi-am exprimat în adevăratul sens niște sentimente și niște trăiri și am simțit că mi-am pus pe foaie cu adevărat niște emoții de care trebuia să scap și faptul că au fost primite atât de bine și că
am fost lăudată și am fost apreciată pentru faptul că am ales să fiu vulnerabilă pe foaie. Asta m-a atins foarte mult și mereu, cred că mereu o să țin minte concursul acesta. Observ că ai adus niște foi și aș vrea să te întreb dacă ai vrea să ne citești și nouă ce ai reușit să scrii. Sigur, cu drag. Bun, asta ar fi tema de acum. Am chiar eseul pe care l-am scris pentru, de fapt pentru Nichita, eseul cu care am participat la concursul Nichita Stănescu, deci o să-l aleg pe acesta. Începe cu niște versuri din Recele echilibru al stelelor de Nichita Stănescu. Omul, o câte trupuri a avut și în câte trupuri încă se va încerca să mai fie. Mă străduiam să aud cum respir peste zgomotul trenului, că simțeam că, dacă nu mă convin că ești om într-adevăr, aveam să mă sufoc. În vagon era gălăgia aceea care îmbibă haine și păr, care miroase a viață și răsună pe vecie în cusături, nostalgic. Prin geamuri se vedea o lume veche, neatinsă, ca într-o raclă, iar pădurea privea trenul ca un bătrân blând care, auzind copii, varsă lacrimi în neputință. Priveam cum genele de pe ploapele de sus ți se îmbină perfect cu cele de jos și eram bătrână la rândul meu. Și eram trenul care țipă către casă în disperare. Și eram șina de sub el care, încinsă și tocită, geme sub greutatea lumii. Și eram pietrele de sub șină, zângănind cu groază în întuneric, fără cale de scăpare. Și eram un copac care rămâne în urma a mia oară și care nu a știut niciodată nimic altceva decât cerul înstelat. Dar te-am auzit respirând și eram om. Ți-am făcut ceai de dimineață, că te-ai uitat în ochii mei și am vrut să le fie cald. Am avut grijă să nu uit apa pe foc, ți-am spălat o linguriță, deși am luat-o din sertar, am ales cel mai plin pliculeț din ceaiul meu preferat. L-am pus pe masă ca într-o pânză de păianjen și am așteptat să vii și aveam emoții. Ți s-a lipit aburul cu miros de mușețel pe gene și, în mărgelele invizibile, îți broda pulapele. Și eram cana roșie cu smalțul său perfect din exterior, dar crăpată pe interior. Eram apa clocotită care, deși am urmărit-o cu mare atenție, a bolborosit o secundă în plus și acum dă greș în fața ta. Eram plicul disperat să dea, gras și parfumat și mor prin înnec. Eram mâinile tale care ard pe cană, dar nu i-ar da drumul, căci este atât de multă dulceață într-un chin atât de evident. Și ai sorbit cu un sâmbet și eram om. Erau artificii pe cer și urlam când explodau, de parcă muream cu ele și trăiau cu mine. Urlam și mă uitam la ele, la cum ți se așează funinginea pe gene și clipești lent, mieros, spre stele. Și dacă te-ai uitat la mine cum te uiți în pâcla orizontului, spartă de lumini colorate, înfășată în nori și praf de pușcă, aș fi om. Dar sunt cimentul pe care îl calci tu cu sute de alți străini, uitând de el și știind doar celul. Sunt firele de praf care cad minute în șir din înaltul lumii, zburând până în cealaltă parte a micului lor univers. Sunt artificiile care, în moartea lor, primesc atenție și pentru prima și ultima dată. Sunt toți oamenii prezenți, mai puțin eu, că ți-am privit ochii și erau peste tot mai puțin la mine. Și te urăsc din adâncurile inimii mele fără fund și te iubesc în fiecare cută din creier și din carne și oase și vene nodate, din sânge fierbinte și gene prea scurte. Și sunt om pe lângă tine, dar mai om când nu mă vezi. Și dacă în viața aceasta nu ajung mai mult de atât, o să fiu cerul de sub care nu o să scap niciodată. Impresionant. Deci este un text extraordinar. Mă bucur mult. Și expresivitatea cu care transmiți este uluitoare. Mă bucur mult. Foarte, foarte tare și mi se pare corect că ai luat locul întâi. Mă bucur, mulțumesc. Foarte, foarte, foarte frumos. Bun, revenind la întrebări. Da. Ai menționat mai devreme de oamenii care te susțin și aș vrea să-mi spui care au fost cei mai mari susținători ai tăi. Păi, de la bun început, familia, și bunica și mama mea au văzut. De când am învățat să țin creionul în mână, că am o inclinație foarte mare către asta, mereu m-au îndrumat, mereu m-au susținut. Când eram mică aveam o plăcere incredibilă pentru animale și desenam tot ce vedeam pe stradă, toți câinii, toți caii, toate pisicile care mergeau pe lângă curte. Și de mică mi-au zis că asta e ce trebuie să fac, ar trebui să mă țin. Și eventual când am învățat și să scriu, îmi citeau toate bălăriile, tot ce reușeam să scot pe foaie. Și de la bun început au fost acolo, dar pe parcursul timpului s-au mai adunat. Evident și tatăl și sora mea au fost acolo 100%, dar când am început să-mi fac prieteni, când am început să expun profesorilor ceea ce fac, când am început să cunosc oameni, toată lumea care i-am prezentat ceea ce fac și care a apucat să citească sau să vadă anumite piese de ale mele, mi-a zis să mă țin. N-am primit niciodată un feedback negativ la modul renunță sau nu e de tine și pot spune că toți oamenii din viața mea în momentul de față mă susțin foarte mult și apreciez foarte tare. Foarte frumos spus. Bănuiesc că, deși n-ai primit feedback-uri negative sau să-ți spună cineva să renunți, au fost momente în care ți-au spus să îmbunătățești ceva, da. Dar care este o critică constructivă din punctul meu de vedere. Da, sigur.
Aș vrea să-mi spui acum care este tema ta preferată și de ce este tema ta preferată, cât la pictură, dar și la scris. Cred că într-un fel se transmite în ambele domenii, dar nu știu dacă neapărat preferată, cât cea mai des folosită și pe care mă simt eu cea mai comodă să discut, este pur și simplu tema vieții umane, tema naturii umane, a ceea ce te face să fii om și mai ales a ceea ce te separă de restul lumii prin universul interior mai mult. Mă leg foarte mult de trăirile foarte intense pe care le are, de poate avea o persoană în anumite situații și îmi place foarte tare să simt că mă conectez cu omul prin acest lucru, pentru că de foarte multe ori nu expunem adevărat, cu adevărat ceea ce simțim, dar vrem pe cineva care să o spună pentru noi. Și atât în pictură cât și în scris vreau mai mult decât orice să mă leg de asta, de emoțiile umane și de ceea ce ne face cu adevărat oameni. Am înțeles. Și este una dintre temele ușoare pentru tine, ai spus. Nu ai putea spune că neapărat preferată. Dar dacă orice temă ar fi ușoară pentru tine, care ar fi preferata ta? Ai rămâne la aceeași sau ai schimba-o? Într-un fel, cred că aș rămâne la aceeași, nu doar pentru că mă simt atât de comodă pe ea, cât și pentru că simt că e o temă de care avem nevoie în general ca societate, ca generație. Avem nevoie de cineva care să spună lucrurile astea și avem nevoie de content care să ne asigure exprimarea aceasta. Sunt foarte fascinată, în schimb, de toată tema și ideea morții, a supranaturalului, a tot ce ține de obscur. Și am încercat să-l folosesc când am folosit tema aceasta într-o altă piesă. Dar e destul de greu de pus în cuvinte cu adevărat ceea ce vreau eu să exprim, pentru că scrisul nu asigură chiar așa o expresivitate vizuală ca pictura. Și într-un fel o folosesc mai mult în pictură, dar aș vrea să pot să o folosesc mai mult și în scris. Bănuiesc că Ștefi de acum nu mai este Ștefi de când s-a apucat să scrie și să picteze. Și aș vrea să-mi spui ce ai îmbunătățit la tine de-a lungul timpului. Am început să mă cred pe cuvânt, în ceea ce simt și în ceea ce vreau să fac. Am început să-mi refuz singură critica neconstructivă și am învățat să îmi accept și relele și bunele și dincolo de ele tot să fiu eu, tot să mă țin de ceea ce fac. Am avut foarte multe momente în care am fost criticul meu cel mai mare, încă sunt, dar aveam o relație foarte toxică eu cu mine când venea vorba de arta mea. Și cred că Ștefi din trecut ar fi foarte mândră să vadă că Ștefi din prezent a acceptat tot ceea ce simte, a acceptat tot ceea ce vrea să facă și acum, în adevăratul sens al cuvântului, se consideră artist și se crede pe cuvânt în ceea ce spune. Care au fost greutățile prin care ai trecut de-a lungul timpului? În legătură cu arta, cel puțin, dar este o problemă care se leagă de alte trăiri de ale mele, am fost ferm convinsă foarte mult timp și într-un fel încă am această senzație că nu am unde să ajung cu asta. Arta în societatea noastră și în lume în general se consumă foarte greu. Se consumă în cantități imense, dar nu se cumpără. Nu îți pune o pâine pe masă. Și este un lucru pe care îl auzi de când ești mic. Ți se spune, da, ești talentat, ești foarte bun, dar nu face facultatea de artă sau nu te pune, nu te duce la litere, că nu o să scoți tu cărți. Sau cel puțin nu o să mănânci de pe seama lor. Și a fost un lucru care m-a afectat foarte mult timp, mai ales atunci când l-am realizat, fiind mult mai mică, neștiind cum să-mi gestionez în adevăratul sens al cuvântului sentimentele. Mi-a dat foarte mult sentimentul că viitorul meu este foarte nesigur și din cauza asta am încercat într-un fel să mă distanțez de artă la un moment dat prin simplu fapt că am crezut că oricât de mult o iubesc, nu o să-mi asigure nimic și o să lucrez în, o să arunc lucrurile astea în neant și nu o să primesc nimic înapoi. Dar cu timpul am învățat că poate nu o să mănânc
o pâine bună de pe seama artei, poate nu o să am o galerie de artă așa cum visez, poate nu o să scot zeci de cărți, toate bestseller, dar o să fac ceva și oamenii care au fost acolo, care m-au susținut și care știu povestea din spate, o să zică că a meritat totul până la urmă. Consider că faptul că ai vrut să renunți este cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o sau consider că altceva din ce ai făcut este cea mai mare greșeală a ta? Nu consider o greșeală faptul că am vrut să renunț. Mi se pare, din păcate, un lucru natural pentru fiecare artist. Și prin generația și prin societatea în care trăim, pentru că nu vezi foarte des un artist care a reușit, mai ales viu, din păcate. De cele mai multe ori, arta care se vinde este arta oamenilor care nu mai sunt printre noi. Da. Și nu o consider o greșeală, o consider o reacție naturală, atât a mea cât a multor artora. Dar consider o greșeală faptul că m-am lăsat, mi-am permis eu mie să rămân în mindset-ul ăsta, să rămân blocat în grijile astea și în timp în care aș fi putut poate să evoluez și mai mult, să fac și mai mult, să creez artă și mai bună, dar mi-am pus eu singură bețe în roate de multe ori și m-am oprit din a face ceea ce fac acum din frica de a nu fi dezamăgită mai târziu. Am înțeles. Din punctul ăsta de vedere al nu neapărat dezamăgirilor, cât și lucrurilor frumoase, ce amintiri ai pe parcursul tău? Sincer, nu pot să zic că am amintiri negative când vine vorba de artă, amintiri care să mă fi marcat într-un mod negativ. Chiar și dățile în care am vrut să mă dau bătută mi-au dovedit eventual că aveam nevoie de ele. Am foarte multe amintiri frumoase, mai ales de când eram mică, de când începeam clasa întâi și la începutul clasei întâi ni s-a zis să facem un desen care să ne reprezinte și an mai târziu să ni-l dea înapoi la finalul clasei a patra. Și eu în perioada aceea aveam o mare plăcere pentru animale și pentru cai în special și tot desenul meu a fost legat de cai. Și într-a patra când l-am primit mi-am dat seama, chiar și cu mintea mea de copil de 9 ani până la urmă, că de atunci până acum am evoluat și am învățat în primul rând să desenez mai bine, în al doilea rând să mă exprim mai bine și în al treilea rând faptul că am văzut că inocența asta a unui copil care se transmite prin desen și prin artă în special este atât de valoroasă și atât de rar întâlnită și ar trebui să ținem mult mai mult cont de ceea ce fac copiii noștri în momentul de față, pentru că la un moment dat o să devină o relicvă pentru ceea ce devin ei în momentul de față. Și de curând, în schimb, am avut o seară în care am pictat de ora 12 până foarte târziu în dimineață și era în timpul iernii, dacă nu mă înșel, și cu geamul deschis, era foarte frig în cameră, dar mie așa îmi place, și pictam cu albastru, toată pictura este cu albastru, care e culoarea mea preferată. Ascultam muzică pe care o ascultam și acum câțiva ani, care îmi dă o stare de nostalgie incredibilă. Și văzându-mă acolo și dându-mi seama că fac în adevăratul sens al cuvântului ceea ce vreau și fac ceea ce îmi place, m-a emoționat foarte tare și m-a marcat foarte tare și atunci mi-am zis că orice ar fi, nu vreau să renunț. Foarte frumos. Acum că ai deschis subiectul acesta despre cum îți place ție să pictezi, aș vrea să-mi spui ce mai ai de îmbunătățit la tine. Mai ales când vine vorba de pictat, aș vrea să-mi îmbunătățesc tehnica, pentru că față de scris, arta, faptul că lucrez cu un mediu, faptul că lucrez cu lucruri fizice, cu vopsea, cu foi, pânză, trebuie să înveți cum funcționează ca să poți să te folosești de ele. Dincolo de informațiile pe care le am în momentul de față, tot nu mă consider un pictor versat care știe exact cum funcționează tot ceea ce folosesc și de multe ori o dau în bară numai prin faptul că mă grăbesc, prin faptul că nu știu să folosesc anumite lucruri, prin faptul că nu mă simt eu destul de încrezătoare în tehnica mea. Așa că aș vrea din toată inima să-mi îmbunătățesc în primul rând tehnica și în al doilea rând înțelegerea asupra mediului în sine, pentru că este mult mai mult în spatele picturii decât ceea ce știu și eu
și eu o fac de atâta timp totuși, și chiar aș vrea să experimentez mult mai mult. Și când vine vorba de scris, sincer, aș vrea să mă expun mai mult. Asta ar fi următorul pas. Aș vrea să reușesc să scriu mai mult, să scot mai mult și să prezint mai mult și într-un fel să mă expun în lume cu ceea ce fac de pe acum, ca poate într-un fel o să am noroc la un moment dat și cineva undeva o să vadă. Ce ai transmite copiilor care își doresc să facă ceea ce faci tu? Să o facă constant și cu toată dragostea, pentru că de-a lungul timpului o să vezi cum experiențele de viață îți influențează arta, îți influențează ceea ce faci și nu o să-ți dai seama decât atunci când te uiți în urmă și vezi de unde ai plecat și chit că o să te uiți în urmă și o să-ți dai seama că anatomia omulețului pe care l-ai desenat este complet greșită, o să-ți dai seama că voiai să faci asta dintotdeauna și dacă copiii simt că asta ar trebui să facă, că ei cel mai comod se simt cu creionul în mână, ar trebui în primul rând încurajați și în al doilea rând aș vrea să aibă toată încrederea în ei că chiar dacă nu sunt cei mai buni, pentru ei însăși este cea mai bună alegere pe care o pot face. Foarte frumos mesajul acesta. Acum, pe final de emisiune, aș vrea să vorbim un pic despre viitorul tău și dacă tu consideri că lucrurile acestea ar putea deveni meseria ta de viitor. Și aș vrea să-mi spui dacă te-ai gândit vreodată să scrii o carte. Da, sincer, mă gândesc de foarte mult timp, de când eram mică îmi doream să scriu o carte, dar am oscilat foarte mult în legătură cu ideea asta, pentru că la un moment dat mi-am dat seama că poate nu e cea mai bună opțiune de viitor și după mi-am dat seama, poate o fac pe lângă și rămâne în continuare hobby-ul meu principal. Da, aș vrea să scriu o carte și mi-ar face o mare plăcere să simt că pot să dau asta publicului și oameni care nu mă cunosc să aibă ceva scris de mâna mea la ei în casă. Dar este încă o idee cu care încă mă lupt foarte mult. Ce gen de carte ai vrea să scrii? Sincer, cred că aș continua să mă axez pe shorturi, pe bucăți care nu pot fi încadrate neapărat într-o singură poveste, pentru că, deși scriu în proză, simt că exprim lucruri cum sunt ele exprimate în poezie. Și mi se pare că cel mai bun mod în care aș putea să le pun într-o carte ar fi separat, fiecare cu pagina lui, fiecare cu clipa lui în care să-l apreciezi. Așa că nu cred că aș scrie o carte neapărat cu un fir narrativ, personaje, etc., cât o adunătură de sentimente exprimate prin scris. Unde ți-ai dori să lansezi cartea? Aici sau în străinătate? Sincer, cred că în străinătate și nu pentru că, nu doar din faptul că în România cărțile prind foarte greu avans, dar în străinătate simt că aș atinge un colectiv de oameni care ar putea să mi înțeleagă arta și ceea ce fac mult mai bine. Și prin faptul că aș putea să ajung la mult mai multă lume, pentru că engleza în momentul de față predomină în lume și prin faptul că pot să scriu și în engleză, aș putea să ajung la mult mai mulți oameni. Acum, ca să mai vorbim un pic și despre pictură, unde ți-ai dori să ajungi cu pictura? Visul oricărui artist și mai ales al meu ar fi evident să ai o proprie colecție pe care să o prezinți undeva, o galerie, o secțiune într-un muzeu. Mi-ar face o plăcere imensă să-mi văd picturile undeva într-o galerie și să știu că mă duc la vernisajul propriei mele colecții. Chiar am fost de curând la una și mă uitam în jur, mă uitam la pictori, mă uitam la oamenii care s-au adunat să-l felicite și mă gândeam că dacă ar fi un ultim scop legat de pictură, un punct în care aș vrea să ajung și să mă simt că chiar mi-am atins toate dorințele, cred că ar fi acela, să am o galerie proprie. Bun, ai menționat mai devreme că alegi să transmiți unele lucruri prin pictură și altele lucruri prin scris. Aș vrea să-mi spui de ce alegi să faci chestia asta. În pictură, pictura este un tip de artă care este foarte ușor de procesat, dar care necesită ceva timp de gândire.
Prin pictură aleg să exprim lucruri pe care știu că dacă receptorul le vede odată, o să le proceseze, o să-i rămână în minte imaginea aceea și o să poată să o asocieze cu ceva care îi se potrivește atât lui cât și lumii generale. Adică nu se creează o legătură foarte puternică între receptor și pictură, dar poate să înțeleagă mesajul. În schimb, dacă vreau să transmit ceva foarte sincer, foarte serios, foarte intim și vreau să mă conectez în adevăratul sens al cuvântului cu receptorul și vreau mai mult decât orice să simt că îi scriu exact pe foaie, îi iau cuvintele din gură, atunci o fac prin scris, pentru că prin faptul că trebuie să-mi ofere timpul lui să citească și sau să mă asculte, automat se creează o legătură între el și piesa mea, se transpune în adevăratul sens al cuvântului în universul scrierii mele și dacă vreau de adevăratele să ajung în interiorul omului aceluia și să mă asigur că ceea ce am vrut să spun a ajuns la el, o fac prin scris. Am înțeles. Bun, acum, pentru că mai avem un pic și încheiem, o să facem un mic joculeț. Eu îți voi pune câteva întrebări la care tu trebuie să răspunzi foarte repede. Ok. Bun, ești pregătită? Gata. Perfect. Dacă ai fi o culoare, ce culoare ai fi? Albastru închis. Unde mergi când vrei să fii singură? Oriunde. Numai să fiu eu cu mine. Am înțeles. Deci nu contează neapărat locul, nu. Cât că timpul ăsta cu tine contează cel da, mai mult. Exact. Seară de film sau seară în club? De film. De ce? Am o mare plăcere pentru cinematografie și pentru film în general. Este unul dintre domeniile care simt că îmi combină atât pictura cât și scrisul și îmi place foarte tare să mă uit la filme, îmi place să le analizez la toate modurile și să le simt cu adevărat. Am înțeles. Spune-ne trei tipuri de mâncare care îți plac. Sushi, pizza și cred că prăjiturile de casă. Date acasă sau date în oraș? Cred că în oraș. Artistul tău preferat? Poate să fie și străin. Poate să fie de oriunde. Ok. În muzică, Mitski. Melodia preferată? Cred că tot de la ea, Francis Forever. Grup de prieteni sau un singur prieten? Cred că grup de prieteni, sincer. Descrie-te în trei cuvinte. Perfecționistă. În primul rând, perfecționistă. În al doilea rând, creativă. Și în al treilea rând, complexă. Mare sau munte? Munte. Și spune-ne trei chestii random despre tine. Sunt stângace. Asta în primul rând. Sincer, nu prea-mi vin idei acum, dar am un animal de companie care este o șinșila și îl cheamă Rufus și este denumit după animalul meu de pluș din copilărie, care era un iepure numit Rufus. Am înțeles. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Mulțumesc și mult și eu. Aș vrea să transmit ceva celor de acasă care ne-au urmărit. Sper din toată inima ca prin lucrurile pe care le-am spus să realizăm un pic mai mult ca societate că arta contează mai mult decât putem să exprimăm pentru noi, că lucrurile care se întâmplă în momentul de față se bazează mai mult sau mai puțin pe artă și ar trebui să o apreciem un pic mai mult pentru că ea a făcut lucruri pentru noi pe care noi nu o să putem să le returnăm. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de mulțumesc noi. Mulțumesc mult și eu. Și sper să mai vii și cu alte ocazii. Cu drag. Dragii mei, atât a fost pentru această seară. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și sper să fiți aici și cu următoarea ocazie. O seară bună!